evite frecaria să existe un contact permanent între cele două pietre. Trebuia să existe o mică distanță cât să prindă bobițele. Fie că se măcina grâu, boabe de porumb, orz, ovăz, toate tipurile de cereale care erau cultivate în zona respectivă. Uitați aici avem făină integrală. Deci, și cine macină foarte bine primește ceva personalizat. Făină la pachet. Ei. Iar acum suntem la o moară. Vedem cum arătau murile pe vremuri și cum se făcea. Da, și am și am făcut făină. Am morărit. Am făcut niște făină de grâu acolo în spate, era moara.